doamnelor, domnilor, sunt Elena Buțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. În era globalizării și a rețelelor de socializare, blogurile și vlogurile au un impact puternic asupra societății. Prima impresie despre o persoană, un produs, o companie nu mai este contactul direct, dar ceea ce spune Google despre tine. Astfel, mii de persoane de toate vârstele, inclusiv din Republica Moldova, tind să-și creeze prezențe online din ce în ce mai memorabile. Ele reușesc să adune comunități cu aceleași interese și să le transforme în adevărate afaceri. Care sunt cele mai populare activități online și ce mecanisme de dezvoltare și promovare a blogurilor și vlogurilor sunt utilizate în prezent? Discutăm astăzi la Obiectiv Comun. Colega mea, Ana Pali, este alături de mine. Ea a cercetat subiectul. Bună seara, Ana! Bună seara, Elena! Te rog să ne spui, Ana, acum aceste bloguri, vloguri, la prima vedere simple jurnale personale, ajung să aducă bani chiar și să ofere anumite posibilități celor care ar dori să se promoveze. Într-adevăr, blogurile și vlogurile pot fi atât jurnale personale, cât și afaceri care aduc un venit. Acestea se dezvoltă și cresc pe zi ce trece, iar datorită promovării subiectelor interesante și de actualitate, acestea capătă un teren tot mai larg în rândul cititorilor și internauților. Totodată aș spune că internetul și spațiul online este o platformă perfectă pentru promovarea produselor și dezvoltarea marketingului pe rețelele de socializare. Astfel putem spune că mediul online dezvoltă societatea atât din punct de vedere cultural cât și economic. Cum poate evolua un blog sau un videoblog de la un simplu jurnal personal la anumite instrumente ale publicității? Aflăm din reportajul colegii mele, Ana Palei. Inspiră cititorii, oferă sfaturi și nu se sfiază să își expună viața pe internet. Bloggerii sunt cei care creează comunități de internauți cu aceleași interese, le împărtășesc propriile idei, iar ulterior se bucură de atenție și reacție cititorilor. Elena Calistru este blogheriță și spune că totul a început dintr-o pasiune. Ea scrie despre stil, viață și cărți. Eu am început dintr-o simplă pasiune, nici nu mă gândeam că o să ajung atât de departe, pentru că acum am 29.000 de urmăritori și ei cresc intens și foarte repede pe zi ce trece. Am început pur și simplu că îmi place să fac poze și cam asta. Publicul meu țintă cu siguranță sunt femeile și fetele. Este un public matur, aș spune, ceea ce mă bucură, este mult mai aproape de mine. Sunt începând de la 18 ani, 18-30 de ani, cam așa, pentru că Instagramul ne permite să vedem statistica. Cred că mă urmăresc mai mult pentru stil, pentru ținute, pentru sfaturile mele care le ofer și pentru toate chestiile astea feminine care nouă ne plac și undeva și eu mă inspir de la altcineva, cineva de la mine și așa se învârte roata. Tânăra susține că anume publicul pe care îl are o ajută să evolueze și să devină încrezătoare. Mie îmi place publicul pe care eu l-am atras și oamenii care sunt acum în jurul meu, pentru că ei, până la urmă, tot și ei mă inspiră atunci când ei te încurajează și îți spun că, uite, ne place ceea ce faci și asta contează tare mult pentru mine. Acum sunt foarte atentă la ceea ce eu public și vreau să fie un content de calitate. Vreau ca fetele și femeile care mă urmăresc să capete încredere în mine. Mă strădui cumva, nu știu, să fiu sinceră și atunci când sinceră nu neapărat să povestesc orice despre viața mea. Totul pentru mine are undeva o limită, dar mă strădui să fiu sinceră în ceea ce eu folosesc, ceea ce eu fac, ceea ce eu reclamez uneori. Blogul a devenit o necesitate pentru persoanele publice. De acest lucru este convinsă interpreta de muzică populară și prezentatoarea TVR Moldova, Stella Botez. Dacă ești o persoană publică, este important să construiești o imagine pe care să o promovezi, pentru că asta ar fi o promovare corectă în mediul online. Ori acum acolo stau toți și un blog, o pagină frumoasă de Facebook și corect structurată, o pagină corect structurată de Instagram, dacă este vorba despre artiști, atunci un canal de YouTube calitativ. Sunt foarte importante pentru că, de fapt, prin aceste componente, prin aceste instrumente, social media, această persoană, personalitate, se promovează și ajunge să fie cunoscută și văzută de către un public pe care și îl țintește sau pe care nu îl țintește. Prima oară când am început să scriu a fost pe vremurile când abia se dezvolta și
începea să fie la modă să ai un blog în care să-ți înșiri gândurile. Și stelabotez.com a început prin articole micuțe de exprimare a unor opinii de ale mele, după care m-am gândit că ar trebui să am un site. Ei bine, poate pentru un site adevărat atunci nu am avut posibilitatea să fac o investiție anumită, de aceea am decis că blogul pe care l-am îl modific un pic și îmi etalez acolo și activitatea artistică. Astfel s-a ajuns încât acest blog este structurat într-un anumit mod, astfel încât oamenii, intrând pe blogul meu, îmi văd activitatea artistică în primul rând, date biografice despre mine, dar și materiale pe care eu le născocesc, proiecte personale sau materiale din care oamenii pot să vadă altă parte a personalității mele, una mai intimă, una mai personală, pentru că nu este de ajuns doar să promovezi ceea ce cânti, da? O tematică anumită sau o piesă anumită. Este binevenit pentru public și publicul chiar așteaptă ca artistul să mai dea și câte ceva din alte sfere ale artistului. De aceea, pe blogul meu stelabotez.com puteți găsi și articole în care eu îmi exprim mulțumirea sau nemulțumirea, recomandări de cărți, cărțile pe care eu le citesc și îmi plac, sau evenimente, călătorii, locuri frumoase pe care le-am vizitat și mi-au plăcut. Interpreta susține că blogurile și vlogurile sunt instrumente prin care în prezent sunt promovate anumite valori și este educat publicul interesat. Sunt îndrăgostită și promovez arta tradițională, tot ce înseamnă popular, tot ce înseamnă lăsat din moș strămoș, pe lângă muzica populară pe care o cânt și pe lângă proiectul Fata cu Cobza, prin care scot în evidență cântecele vechi, folclorice de cândva, care s-au uitat, mai promovez stilul popular de a trăi. Asta înseamnă să porți o ie cu blugi, asta înseamnă să bei ceai dintr-o cană de lut făcută după tehnologiile de cândva. Asta înseamnă locuința ta nouă, să ai pe jos înșerat un covor tradițional lăsat de la bunica, și toate lucrurile astea eu le promovez atât prin articolele mele cât și prin fotografii. Fiecare persoană care vrea să transmită un mesaj sau are experiență într-un anumit domeniu poate deveni blogger sau vlogger. Veronica Sandul este dovada că poți aduna mii de urmăritori pe YouTube, indiferent de vârsta pe care o ai. Mi-a venit ideea să creez și eu un vlog, un canal YouTube, pentru a mă împărtăși și pentru a dărui și la alții din cupa mea de cunoștințe. Și așa a venit ideea, dar în 2016 am aplicat în practică și mi-am creat vlogul Frumusețea Vârstei Elegante și canalul YouTube cu același nume. Accentul vlogului și canalului este anti-îmbătrânire pentru persoane după 35 de ani. Din timp îmi pregătesc filmulețele, uneori vine spontan din ceea ce fac și filmez. Uneori pot să filmez într-o zi 3 filmulețe, nicio problemă, să ceva bine. Și ca canalul și vlogul să fie activ, e bine să publici de 2-3 ori în săptămână. Și așa vin ideile, le creez și nimeni nu mă ajută. Acest canal și vlog, din prima l-am creat pentru persoanele, așa am ziceam, pentru Republica Moldova. Ulterior am înțeles că vizitatorii sunt de mai multe țări, că nu cunoșteam cum lucrează YouTube-ul. Analizând, căci este și un, să zicem, la sfârșitul lunii faci o analiză a lucrului tău, și mi-am dat seama că mulți urmăresc, cei mai mulți urmăresc din România, undeva 60-70% din Canada, Italia, Belgia, Franța, Anglia, și undeva 6% din la noi din Republică. La început copiii mei au fost foarte uimiți că eu am început să activez în lumea aceasta virtuală. Pentru că, ca de obicei, eu nu prea sunt amatoare să stau la televizor, la internet, nu eram
amatoare niciodată, așa că zicem, eram așa mai mult, mă inspiram din cărți, citeam ziare sau ascultam radioul și la un moment dat brusc s-a schimbat ceva și eu am început să comunic virtual cu mai multe persoane și copiii desigur că au acceptat prin faptul că au văzut că eu sunt activă, că lumea este mulțumită și ei au fost cei care m-au motivat. Pentru a avea succes, trebuie să respecti anumite reguli și să faci totul cu multă dăruire și plăcere, spune blogherița Elena Calistru. Fiecare se ocupă cu ceva diferit și fiecare are un public diferit. Eu cred că trebuie să fii sincer, pentru mine asta este foarte important și totuși cred că trebuie să se cunoască unele limite. Să încerce să fie unici, să descopere cu adevărat ce le place. Să nu încerce să copie pe cineva sau să fie ca cineva. Pentru că felul tău de a fi și ceea ce poți transmite tu oamenilor și când o faci asta din suflet, oamenii simt asta. Și cu siguranță dacă o să faci asta din suflet, ei o să simtă și o să se atragă pe pagina ta. Celor care intenționează să scrie, să încerce să-și expună gândurile, nu pe foaie cum arăt scriind, dar pe pagini online, le urez încredere. Pentru că orice gând pe care îl au, este bine să-l formuleze frumos și să-l înșire acolo, iar apoi să observe impactul. Și dacă este un impact bun, asta înseamnă că trebuie să meargă înainte și spor. Dar dacă mai au și o tematică și un subiect interesant sau un domeniu în care, pe care se axează, atunci este perfect. Și le mai dau un sfat, să combine textul cu foarte multă imagine. Fotografii calitative, pentru că astea sunt atrăgătoare și sunt citiți mai ușor atunci când textul este combinat cu fotografii. Un blog este o publicație online care conține articole periodice și actualizate neîntrerupt, ce au de obicei un caracter personal. Acestea pot fi jurnale personale, dar și arme publicitare ale campaniilor politice, ale programelor medie sau ale diversor companii comerciale. Blogurile pot fi o sursă importantă de venituri pentru cei care le administrează. Am revenit în platou și am deosebită plăcere de a le prezenta pe invitatele din această seară. Este vorba despre Valeria Țurcan, blogger culinar, Valeri's Food. Bună seara! Bună seara! Și Natalia Madan, blogger Planeta Mami. Bună seara, Natalia! Bună seara. Și bine ai venit la TVR Moldova! Așadar, sunteți deținătoarele unor bloguri de nișă, unor bloguri tematice și periodic faceți câte o invitație virtuală de a intra pe blogul vostru, de a vă urmări activitatea, acțiunile, gândurile. Aș vrea pentru început să facem o mică întoarcere la atunci când ați început. De ce ați început să scrieți, fiecare dintre voi? Pentru că ați avut o pasiune, pentru că ați avut ceva de spus, un mesaj de transmis? Eu, ca tare, nu am făcut asta cu scopul de a scrie, pentru că a scrie nu prea este nișa mea, dar îmi plăcea foarte mult să fac poze, să filmez, să gătesc și toate acestea s-au unit într-un blog. Max, logodnicul meu, el este cu scrisul, așa că mai mult ceea ce scriu, el mereu redactează și deja montează rețetele video. Ceea ce ține de poze, deja eu mă ocup. Practic, ai un blog culinar, de cât timp faci asta? De 4 ani. De 4 ani. Da. Și cum a crescut blogul tău de la început până acum? A crescut organic și mă bucur foarte mult pentru acest fapt. Noi ne-am străduit să facem un produs calitativ și din cauza aceasta cred că blogul nostru a crescut. Natalia, în cazul tău cum este? Eu îmi pare că cam în același an am început, la fel 4 ani în urmă, pe atunci eram în concediu de maternitate cu al doilea copil și de regulă blogerii mame, acolo, de acolo vine inspirația de la copii, eram în general o persoană care era permanent în căutare de jocuri, activități, mai ales să-i ocup pe primul copil și atunci am descoperit foarte multe bloguri internaționale, în primul rând, care pur și simplu, eu sunt un om vizual și mi-a captat atenția
calitatea, pozele, detaliile. Și eu, la fel, fiind pasionată de fotografie, am zis că, uite, am foarte multă informație acumulată, experiență, zic să o transmit și mai departe, pentru că foarte multe mame erau în căutare de idei, de inspirație. Și de acolo s-a pornit. Am început a scrie și a venit cu foarte multe articole de jocuri și culinare chiar pentru copii. Și da, a crescut, deja m-am extins și pe alte rețele de socializare. Și cât de mare e comunitatea pe care ați reușit să o acumulați? E dacă să o luăm în per total ar fi trebuit, pentru că dacă să o luăm și celelalte rețele de socializare, probabil că la vreo 40.000, dacă să luăm lunar, luate împreună, dar toate sunt care mame care sunt în căutare de idei. Practic, fiecare dintre voi a avut la bază o dorință de a căuta alți oameni care împărtășesc aceleași dorințe, anumite comunități, ce aveți interese comune. Vreau să vă întreb, cum comunicați cu urmăritorii voștri? Care este acel algoritm de a interacționa cu dânșii? Cum a evoluat acest algoritm între timp? Valeria. De la început postam pe Instagram rețete, doar poze. Și oamenii au început să mă întrebe care este rețeta. Eu încercam să le scriu un comentarii, după care mi-am fondat blogul. Pe Instagram au început să apară întrebări de unde ai cumpărat produsul cela sau cum fac să iasă bine rețeta și tot așa. Comunic foarte deschis cu publicul meu și încerc să răspund oricui la orice întrebare, pentru că asta până la urmă este sensul blogului, ca să fim cât mai deschiși cu oamenii care ne urmăresc. Cam asta este. Natalia? Consider că partea asta este una dintre cele mai importante, pentru că așa se creează engagement și așa îți fidelizează cititorul. Deși, dacă să vorbim din culise, ne ia foarte mult timp să răspundem la multe comentarii și mesaje, mai ales, nu știu, cei care au și mai mulți followeri, probabil că, nu știu, chiar au nevoie să dedici în fiecare zi destul de mult timp și cunosc bloggeri care noaptea stau și răspund câte 2-3 ore. Dar asta este foarte important, pentru că atunci tu, când ești receptiv, oamenii au mai multă încredere și, evident, mesaje foarte multe de la mame, chiar primeam și mesaje în toiul nopții pentru, bun, eram trează în acel moment și îmi cereau un sfat pentru că, de exemplu, copilul se simte rău și puteam cel puțin să îndrum sau să încurajez la urma urmei și, nu știu, este o satisfacție foarte mare, nu știu, mai ales atunci când ești util pentru o anumită comunitate, asta e o motivație foarte puternică. Din ceea ce am urmărit inclusiv în reportaj, oamenii spun că le-a fost foarte complicat la început. Cum depășești acest trac de început, acest trac de deschidere, acest trac de a fi cât mai accesibil unei comunități foarte mare de oameni, ale căror reacții nici de cum nu poți să le știi? Eu de la început, cum la noi, de exemplu, de la început a fost foarte greu, pentru că și eu și logodnicul meu eram la facultate și încercam să combin blogul cu facultatea, mai ales că eram în ultimul an, trebuia să mă pregătesc să fac teza de licență, să mă pregătesc pentru examene și neapărat trebuia să postez pe blog, pentru că de la început mi-am spus că trebuie să am un program bine stabilit de a plasa rețetele și asta ca și cum ar fi un job cu care combinam facultatea. Așa că mi-a fost foarte greu, dormeam foarte puțin, alergam dincolo încoace, mereu eram pe fugă, dar asta mi-aducea o satisfacție mare pe când vedeam rezultatul. Într-adevăr, vedeam cum blogul pur și simplu crește și, într-adevăr, de la început e foarte greu, pentru că trebuie să ai cât de cât resurse financiare și asta, nu știu ce s-a întâmplat, asta a fost mai mult datorită părinților, pentru că ne-au susținut cumva și iată că am ajuns până aici cu greutăți, dar am ajuns.
La mine epopeea a început din moment când am decis să creez singură site-ul, pentru că neavând idei în general în acest domeniu, dar dorința a fost foarte mare și am studiat, deci mi-a luat ceva timp, câteva luni ca să creez acest site pe o platformă. Și probabil, nu știu, vreo 4 ani în urmă, atunci era mai simplu să te promovezi, pentru că nu erau atât de multe bloguri. Și, nu știu, a fost primit destul de călduros blogul meu, cel puțin eu încercam să fiu pozitivă, să vin cu ceva util, cu soluții la probleme. Și, evident, fără rețele de socializare, practic, nu e foarte dificil să te promovezi, dar cu timpul am aflat și careva secrete despre SEO ca să te promovezi în Google și, nu știu, e o pasiune care, din care evoluezi pe parcurs. Revenind la aceste secrete, Ana, care ar fi acele condiții de care ar trebui să țină cont un doritor de a-și crea un blog de succes, adică un blog popular, la asta mă refer? În primul rând, e nevoie de un concept, adică fiecare persoană trebuie să fie specializată într-un domeniu sau să aibă un hobby despre care ar dori să vorbească, să povestească, să scrie. Totodată este nevoie de imagini, video și foto calitative, fiindcă astăzi internauții și urmăritorii atrag o foarte mare atenție la materialele audiovizuale. Totodată, pentru a te promova, este nevoie de publicitate uneori, iar materialele trebuie să fie postate cu o anumită periodicitate, de dorit cât mai des, și să fie prezent contactul cu cititorul. Astfel, consider că capeți succes și asta depinde de fiecare în parte. Valeria, Natalia, voi de unde ați dobândit aceste abilități de a gestiona un blog până al aduce și al crește un blog care a devenit între timp brandul vostru? Uite că am avut marele noroc că Max m-a ajutat. El a făcut toată partea tehnică. A preluat cumva greutatea. Da, și Eu nu imaginez prin ce a trecut Natalia, pentru că eu îmi dau seama cât este de greu. Eu nici până acum nu mă pricep ce și cum se face în toată tehnica blogului, dar desigur că Google-ul acum ne ajută în tot, așa că cred că mai multe ar de povestit Natalia în cazul acesta. Cât de familiar ți s-a părut acest limbaj pe care ai fost nevoită să-l înveți atunci când te-ai aventurat în această? Probabil că asta a fost o provocare și a demonstrat încă o dată că atunci când există o pasiune, nu este greu să înveți. Și atunci am găsit și cărți și tutoriale de pe YouTube care m-a ghidat pas cu pas. A fost un entuziasm. Deja aveam un copil foarte mic pe lângă mine, dar aveam un anumit, nu știu, scop ca să duc până la capăt și chiar a fost, nu știu, pentru mine a fost o plăcere. Această plăcere, această pasiune ți-a schimbat cumva realitatea în care trăiai, nu știu, comunicai mai mult cu internauții. Ce plus valoare ți-a adus ție? Ce satisfacție ți-a adus ție acest proiect? M-a dezvoltat pe mai multe domenii. În primul rând, practicând scrisul zi de zi, am devenit și mai... Deci a evoluat scrisul meu ca calitate, ca fotografie, evident, dar în primul rând asta este interacțiunea. Eu, într-adevăr, am cunoscut foarte multă lume și probabil că este și satisfacția aceasta atunci când persoanele găsesc soluții și pur și simplu ești util. Deci asta a fost motorul care pe mine și mă ține și acum. Și evident, crești și tu ca persoană, pentru că te autodepășești și sunt sigură că și copiii au avut de câștigat, pentru că eu încercam să fiu permanent creativă, să vin cu idei și pentru publicul meu, ceea ce și copiii beneficiau din toate astea. Cum ați reușit în timp să faceți ca aceste bloguri pe care le aveți să devină și populare? Nu știu, cred că datorită faptului că am vrut să facem ceva mai diferit pentru Republica Moldova, pentru că am atras atenția anume la calitate și am investit foarte mult în fotografie, în videouri pe parcurs, am încercat să ne dezvoltăm zilnic, nu am stat pe loc. Eu mereu am spus că nu sunt persoana aceea care stă pur și simplu doar pe același loc sau puteam să fac simple videouri doar acasă, dar noi am încercat mereu să ieșim din zona noastră de confort, să ieșim la natură, să trecem prin mari peripeții, până la urmă având un rezultat bun. Și cred că asta este succesul cel mai mare.
Ana, pe lângă blogging, care sunt celelalte activități online care de asemenea se bucură de succes? Astăzi toate afacerile au tangență cu internetul și aș spune că se organizează tot felul de cursuri pentru a căpăta noi cunoștințe. Există practică, oamenii pun în practică aceste cursuri tot online. Se promovează produse, se comercializează produse direct pe internet. Fiecare persoană are posibilitatea să-și creeze un jurnal personal în care să scrie zilnic, să capete astfel urmăritori. Dar aș menționa că o nișă aparte în domeniul economic a ocupat marketing sau social media marketing, care reprezintă promovarea produsului prin intermediul rețelelor de socializare și acest lucru astăzi are un succes foarte mare. Despre această nișă și felul în care a evoluat social media în ultimii ani, vă invit să urmărim următoarea declarație. În momentul în care, în general, au apărut rețelele de socializare, utilizatorii tind mereu să se informeze despre lucrurile care se întâmplă cu apropiații săi, în primul rând, cu prietenii, și după aia tind să caute conținut distractiv care să-i distreze un pic. De-aia intervine un moment cum afacerea, unde e locul afacerii în tot conținutul ăsta, astfel încât e și să-și poată controla vânzările, dar și să distreze publicul țintă. Social media marketing e foarte simplu. Marketing pe rețelele de socializare. Deci acolo scopul cel mai important e ca afacerile să comunice anumite valori sau anumite beneficii ale produselor pe care le comercializează. Social media, și cât în Moldova, tot și în România, au evoluat destul de avansat în ultimii ani, anume din cauza că au apărut mai multe comunități, s-au adunat câte zeci de mii de antreprenori și ei au început să facă schimbul ăsta de experiență. În ultimii 3 ani, eu urmăresc o cerere foarte mare a specialiștilor în domeniul social media marketing. Asta social media manager, designer, copywriter. E suficient să treci un curs și să ai un pic de practică și te inițiezi în domeniul ăsta. Deja mai departe depinde doar de propriile forțe și de propriile capacități de a crește în materie de marketing. Prețurile cât pe freelance, atâta și salariile sunt foarte mari, deci e posibil să lucrezi cu afacerile internaționale și să faci peste 1000 de euro garantat. Deci perspectivele tinerilor sunt foarte mari în domeniul ăsta, acum cât cererea încă fierbe. Însă și subiectul și succesul promovării, el foarte mult depinde de conținut și nu de instrument și de platformă. Tot depinde de mesaj, de conținut, de vizual și de scopului. La noi, în Moldova, cel mai important și cel mai bun instrument e Facebook și Facebook Ads și evident că trebuie de investit bani. În urma la câteva sondaje făcute în grup, am identificat că peste 60% din antreprenori din Chișinău au bugete de până la 500 de euro în social media marketing și ieși foarte puțin. Cu așa bani, mulți antreprenori riscă pur și simplu mai mult să irosească bugetele decât să obțină anumite rezultate. Trebuie de crescut bugetele și trebuie de aplicat o logică anumită de promovare. Orice afacere care dorește să fie prezent pe social media și să obțină beneficii la maxim din asta, trebuie să gândească ca un canal media, ca un site de știri. Trebuie să aibă propria echipă de marketing. E digital marketer, e un reporter neapărat, un copywriter, un designer. Deja depinde fiecare de capacitățile și de finanțele de care dispune de resurse. Pentru afaceri mici, antreprenorii care încep abia afacerile, eu cred că ei trebuie să fac singuri social media, pentru că acolo bugetele sunt limitate. Asta, evident, dacă nu vorbim de fonduri sau de granturi sau alte lucruri. Cred că trebuie să fac singuri, pentru că asta e unica șansă ca ei să înțeleagă, în primul rând, cum social media lucrează și ce trebuie să ceară în continuare de la specialiștii pe care să-i angajeze. În momentul în care antreprenorii nu înțeleg cum asta se întâmplă, asta apare foarte mari probleme în comunicare cu specialiștii. Am urmărit declarația despre importanța inclusiv a social media marketing atunci când vrei să dezvolți o afacere, în general și în cultura antreprenorială. Există preconcepția că o afacere trebuie să fie vizibilă în primul rând pe rețelele de socializare, acolo unde majoritatea omului contemporan își petrece timpul. Vreau să vă întreb dacă voi ați avut experiențe în a promova anumite produse și inclusiv de a câștiga bani din ceea ce faceți. Pentru că dacă la început blogurile voastre erau anumite jurnale care vă aduceau plăcere, ați reușit să creșteți comunități în jurul acestor jurnale și poate, dacă ne spuneți, ați reușit să faceți inclusiv și bani din aceste activități.
În ultimul timp, mai bine spus în ultimul an, într-adevăr s-au dezvoltat un pic această, nu știu, cale, da? Anume din punct de vedere a companiilor. Pentru că înainte companiile vroiau doar gratis ca bloggerii să le facă anumite servicii. Da. Da, au fost, personal am reclamat câteva produse, dar cel mai des, foarte des, mă uit cu atenție și trebuie să știu ceea ce reclamez. Adică trebuie, în primul rând, eu să consum ceea ce reclamez, apoi să dau asta publicului meu. Asta eu cred că este cel mai corect. Și datorită acestui fapt, desigur că sunt foarte puține companii cu care lucrez și, de exemplu, accept doar 20% din 100 pentru a le promova. Natalia? La mine nișa este mai îngustă și da, el s-a pornit, în special este important pentru mine ca să corespundă cu misiunea blogului meu, pentru că promovez anumite viziuni. Da, da, și adică promovez în primul și în primul rând cât mai ecologic pentru copii, deci am vedere de mâncare, de jucării și care să promoveze și conexiunea între părinte și copil. Și de ce? Deci probabil că s-a pornit cu testarea unor jucării și jocuri. În general, mizez pe faptul că înainte de a face publicitatea, de a promova un anumit produs, trebuie să-l testez personal și, în primul rând, cei care vin cu părere sunt copiii mei, pentru că de-aia și, deci, un eveniment sau un serviciu trebuie să-l vedem noi personal. Și, da, eu consider că ceea ce s-a schimbat în ultimul an, probabil că este foarte mult datorită bloggerilor, pentru că ei cumva s-au mobilizat și au zis că e cazul să educăm totuși brandurile care sunt necesare noastre și că investim și noi foarte mult și timp și bani și ca să înțeleagă în general cum se petrec lucrurile acestea din culise, că nu e doar o postare care durează să o postezi două minute, dar e angajamentul care noi ne l-am investit în genere de mai mulți ani ca să creăm o comunitate. Pentru că pe lângă valoarea comercială, voi sunteți cei care promovați anumite valori și evident lucrul acesta bănuiesc că este important. Ana, care ar fi acele pericole? Pericole care, cu care se poate ciocni de fapt o persoană activă pe rețelele de socializare. Astăzi, cred că bloggerilor care activează pe internet le este mai complicat să-și păstreze drepturile de autor, fiindcă fiecare persoană care este mai îndrăzneață poate să le preia sau să le personalizeze aceste texte pe care le creează, totodată expunându-și cumva viața personală sau viața de familie la vedere, există riscul că cineva să invidieze sau să critique stilul tău de viață. Și mă mai gândesc că bloggerii și vloggerii, chiar și atunci când pleacă într-o escapadă, chiar în afara orașului sau doresc să petreacă mai mult timp singuri, cu sineși, se ciocnesc cu faptul că la fiecare pas întâlnesc internauți și admiratori. Ceea ce cred că ar vorbi despre succesul acestor blogeri, însă nu mereu este la locul potrivit. Valeria, Natalia, ați avut situații în care, nu știu, v-ați expus anumitor pericole, situații neplăcute în care cineva ar fi încercat să intimideze la propria voastră intimitate? Nu. Nu știu, într-adevăr e o problemă, nu știu, popularitatea în cazul în care, de exemplu, fiecare avem zile mai grele, mai mergem pe drum și ne plângem și nu vrem să vedem pe nimeni, pentru că avem situații. Dar oricum, până la urmă, dacă se apropie un urmăritor și îți spune cuvinte frumoase, te mai cuprinde și normal că nu-i arăți starea ta negativă, nu știu cum deodată înflorești și asta îți aduce o motivație foarte mare, te ajută, dar, într-adevăr, odată ce crește comunitatea, tot e mai greu pentru că trebuie să... Presupune o apropiere. Da, și este o responsabilitate foarte mare. Natalia? În cazul meu, probabil că mai mare
Efect bun, o să văd pe parcurs mai mare, este asupra copiilor mei, pentru că eu mi-am asumat riscul acesta de a expune online. Evident, sunt foarte responsabilă ce postez, ca să nu jineze peste ceva timp, dar m-am ciocnit cu situații din astea când cineva din urmăritori, deci mă întâlnește cu copii în stradă și zic, vai, te-am văzut, ce ai făcut, deci copiii pur și simplu sunt nedumeriți. Bună, la mare deja a înțeles bucuria aceasta, dar cea mică chiar nu înțelege acest lucru și probabil că asta ar fi una din probleme, dar pe general, nu știu, starea asta este plăcută pentru că te motivează într-adevăr. Natalia, odată ce ai adus în discuție copiii și felul în care ei sunt expuși în blogurile părinților săi, în cele ce urmează aș vrea să urmărim un exemplu prin care un părinte încearcă să creeze o comunitate luminoasă pentru propriul său copil, un copil al soarelui. Sunt autora blogului prietena mea, sunt mama Beatricei. De fapt, întâi mama Beatricei, după asta autora blogului prietena mea. De ce m-am apucat să scriu? În momentul în care m-am trezit în viața mea cu un copil mai special, este diagnosticat cu sindromul Down. Și primele luni care am trecut prin toată forfota de emoții, de toleranță slabă la noi, în momentul în care am înțeles că sindromul Down totuși este un subiect la noi în societate care el este ignorat cumva, chiar dacă copii cu sindrom au fost până acum, ei sunt și ei vor mai fi, însă cumva tot privesc asta tare sceptic, tare încordat, neînțeles, oamenii încă stem se infecteze de sindrom, atunci am decis să mă apuc de scris. Cumva a venit asta din instinctul meu de mamă ca o obligație plăcută. Nu scriu doar despre sindrom, pentru că nu cât poți vorbi despre dânsul. E clar, este o anomalie de cromozom, despre asta am spus odată, ea nu infectează alți copii. Mă stătui să aportez temele zilnice întâlnite în casa oricărei familii. Și prin asta demonstrez că viața alături de fetița noastră nu este diferită față de o altă mamă cu un alt copil. Scriu când Beatrice doarme, asta rare ori, când seara mai am energie, dar de cele mai dese ori am un carnet în care atunci când îmi vin diferite subiecte care aș vrea să le abordez, să le scriu, îmi scriu titlul cu 2-3 schițe și revin. Deci acolo la mine în așteptare sunt vreo 15-20 de articole. De cele mai dese ori soțul rămâne cu Beatrice, mama are câteva ore libere în weekend, mă duc în localul meu preferat, îmi iau cafeaua mea preferat și mă așez la locul meu preferat și atât atmosfera. Iar asta influențează cumva pozitiv că eu să scriu. Nu scriu doar pentru mamele care au un copil cu sindrom, pentru că noi știm asta cu ce se mănâncă, noi știm care sunt diferențele. Pentru ele, articolele și postările mele pot fi o sursă de inspirație sau o sursă de motivație de a vedea partea plină a paharului și de a se bucura zi de zi de viață alături de copilul lor, pentru că uneori acestor mame trebuie să le deschizi ochii că totuși ai o singură viață, copilul te iubește, el trăiește lângă tine, fiți fericiți împreună. Scriu pentru viitoarele mame, pentru că știți niciodată, nu știi cum pot fi aranjate stelele. Scriu pentru fete mari care n-au nici gând, nici treabă cu maritatul, cu copiii, pentru că abordez subiecte prin care trece fiecare, zi de zi. Și pentru bărbați, deși nu, dar chiar, și pentru bărbați tot. Că chiar sunt unele articole care bărbați trebuie să le citească. Am urmărit-o pe Ludmila Damciuc, mama unei fetițe cu sindromul Down, care a creat un blog pentru a schimba anumite viziuni. Natalia, pentru că și tu scrii despre maternitate, scrieți despre copii, sunt niște tematici cu un impact emoțional deosebit. Cât de important este să fii mentorat în această activitate, în primele tale tentative de a scrie despre aceste subiecte?
Ultima perioadă încep să abordez mai mult subiectul parentingului prin blândețe, pentru că știm în societatea noastră este specific, nu știu, e privit asta ca și copil alintat, palma e la, la ordinea zilei și tind să promovez că este posibil să-ți crești copilul fără pedepse, fără țipite și da, este o responsabilitate foarte mare, dar în primul și în primul rând, deci de unde cum mă pregătesc pentru asta, este propria mea experiență și evident și eu m-am informat pentru că cum să-mi cresc copiii pe parcurs, dar după cum zic, este o responsabilitate foarte mare. Cine pe tine te-a ghidat în primele tale activități în această blogosferă? Știți, apare câte o persoană, deci ai ales la început, când pur și simplu nici nu te aștepți și ai fost primit cu brațele deschise și care te-a încurajat, pentru că primul pas, într-adevăr, ți-e frică, ce o să zică lumea, cum o să reacționeze, cu siguranță o să am comentarii negative, deci oricum anticipezi asta, ai frică aceasta, dar atunci când apare o persoană, două, care deja activează în acest domeniu și care spune, măi, faci o treabă bună, deci e o motivație foarte puternică. În cazul tău, cine a fost? Svetlana Matveievici, da, ea e blogger orheancă. A fost, îmi pare că, prima persoană care așa m-a încurajat și pe parcurs m-a motivat și să particip și la conferințe și m-a luat și la diferite offline-uri, deci o persoană foarte pozitivă și... De ce întreb? Pentru că Svetlana este chiar acum alături de noi, Svetlana Matveievici, deținătoarea blogului Orheianca, un blog despre locuri și experiențe frumoase, scrie despre turism și oameni pozitivi. Acum un an s-a mutat la București. Svetlana, bună seara, îți spune. Salutare, fetelor! Mă auziți bine? Da, te auzim. Îți mulțumim că ești alături de noi. Ești, practic, la București. Svetlana, inițial te rugăm să ne spui cum a fost pentru tine această întâlnire cu acest oraș și dacă s-a văzut și pe blogul tău că scrii diferit în ultima perioadă, perioada de când te-ai mutat? Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru invitație la emisiune și, Natalia, în primul rând, voi v-ați vorbit să-mi faceți așa o introducere, că e foarte, foarte plăcut să auzi de la oamenii pe care i-am susținut și pe care îi susțin în continuare și ați invitat în platou două fete, cred că cele mai muncitoare din toată blogosfera din Moldova, așa că felicitări. Mulțumim. Revenind la activitatea mea și la București și la toată povestea asta, la toată metamorfoza asta din viața mea, pot să spun că activitatea mea continuă, chiar dacă a luat o mică pauză, cum am mai și spus și pe Facebook și ați văzut și pe blog, pentru că acum prioritatea mea numărul 1 este copilul meu. Noi suntem de ceva timp aici, ne adaptăm împreună, eu un pic mai greu, poate ea mai repede, dar nu las pe stand-by prea mult activitatea, pentru că cititorii mei, oamenii care mă urmăresc, voi, jurnaliștii, nu mă lăsați în pace să stau eu fără treabă, așa că urmează proiecte noi, chiar muncesc de ceva timp la un proiect pe care o să-l vedeți probabil în toamnă. Referitor la scris și la... Cum trebuie să scrii pentru a câștiga o simpatie reală într-o lume virtuală? În primul rând, trebuie să scrii ce-ți place, să povestești despre ceea ce te pasionează pe tine. Eu am ales să scriu despre oamenii frumoși, locurile interesante, evenimentele la care merg mai nou și despre vin, pentru că mie asta îmi place. Dacă nu o să mai placă să scriu despre călătorii, atunci o să scriu despre altceva, dacă o să apară alte pasiuni în viața mea. Pentru că, cum au menționat și fetele din platou, cel mai mult contează pasiunea cu care scrii. Că publicul simte, oamenii simt cât de mult îți place și cât suflet e în fiecare cuvânt pe care l-ai pus pe blog. Cu asta am început. Am început un blog incognito pentru că mi-era frică de critică, cum am zis și Natalia, și așa toți am trecut prin etapa asta. Acum nu mai pot să mă mai ascund. Lumea știe cine sunt, lumea urmărește blogul și chiar dacă nu scriu, blogul este optimizat SEO și apare pe Google, respectiv am trafic pe blog,
ajut și acum când nu am articole la zi, ajut alți oameni să se informeze, pentru că blogul fiind unul despre, mai mult despre călătorii și despre destinații, respectiv acolo găsești informații despre informațiile utile. De exemplu, cel mai vizualizat articol al meu și cel mai căutat pe Google este transport Chișinău-București-Chișinău. Culmea, adică am început să scriu, l-am scris în 2016. Și este actual și în prezent. Și în prezent este cel mai vizualizat articol al meu, are peste 70.000 de vizualizări. Adică peste 70.000 de oameni au găsit ceva util în acest articol, iar asta nu are decât să mă bucure. Bine, urmează și altele. E lista destul de lungă cu Svetlana, dar blocuri de cazare și tot așa. Ce îi preocupă pe publicul de la București? Cât de elitist este acesta și ce tematici de fapt îi se par curioase publicului de acolo? Bine, Bucureștiul și România e mare, aici sunt mii de blogări, sunt agenții de blogări, sunt comunități separate la noi, dacă sunt 2-3 blogări de food, aici sunt comunități întregi. Pe data de 10 iunie merg la o conferință de food bloggers. Acum, săptămâna viitoare va fi iar un eveniment interesant despre fashion și beauty, toate divele din online, că și evenimentul se numește Digital Divas. Adică, deja aici totul e mult mai sudat și mult mai bine pus la punct. La noi încă am putea spune că suntem la etapa romantică, când abia ne definim nișele, când abia ne creăm colegi, înțelegem că noi din blogosferă de fapt nu suntem concurenți, dar suntem toți colegi, pentru că muncim în mediul online și susținerea reciprocă ne ajută foarte mult, respectiv se leagă multe prietenii. În România chiar urmăresc cu mare interes mai multe creatoare de conținut, pentru că vreau să menționez că aici nu ne mai numim blogger, vlogger, instagramer. Suntem toți creatori de conținut pe diferite platforme. Noi, ăștia care scriem, suntem bloggeri, avem blog, ăștia care filmează sunt vloggeri, instagramerii, iar sunt cei care creează conținut pe Instagram. Iar împreună, toți ne numim creatori de conținut. Bine, pot să zic de partea frumoasă, cu siguranță sunt și aici, intrigi, sunt și aici și tot felul de dedesubturi, dar partea bună e că oamenii se susțin, oamenii fac campanii împreună. Aici, cum am zis, se lucrează prin agenții. Lumea înțelege, zicea Vadim inițial despre importanța prezenței în online, păi aici bugetele pentru influencer, pentru creatori de conținut s-au dublat în ultimii ani. Companiile înțeleg că este important și trebuie să fie aici împreună cu un creator de conținut care are comunitatea în spate, pentru că ce ne definește pe noi de alți oameni care stau în online este acea comunitate în spate pe care ne-am creat-o muncind și comunitate care ne apreciază și ne urmărește și ține cont de sfaturile noastre. Exact. Svetlana, îți mulțumim frumos pentru această intervenție și pentru activitatea pe care o desfășori. Urmează să ne reîntâlnim de asemenea pe blogul tău, acolo unde ți-aș așteptăm cu mare nerăbdare articolele. Mulțumim frumos, o seară cât mai frumoasă îți dorim în continuare. Valeria, Natalia, am auzit o nouă noțiune de la Svetlana, creator de conținut. Aș vrea să ne dați anumite sfaturi pentru cei care ar dori să devină și ei creatori de conținut, să ajungă la performanța la care ați ajuns inclusiv și voi. De ce ar trebui să țină cont? În primul rând, trebuie să țină cont de ce celor le place. Să nu facă ceva ce este în top, spre exemplu beauty sau chiar food blogging, dar să facă ceea ce simte cu suflet. Asta ar fi cel mai bine, pentru că atunci vei fi un creator adevărat de conținut. Și Natalia, tu ce spui? Ce mai trebuie să aibă? Eu, în genere, chiar încurajez pe oricine, mai ales bun în sfera maternității. Consider că atunci, deci fiecare avem o anumită pasiune sau o expertiză și blogul este o platformă foarte bună ca
să transmiți această informație, să educi pe un anumit subiect și să devii și tu să progresezi. Dar da, asta contează foarte mult și evident să ții cont și de ce este important să învățăm și cum să scriem corect, nu doar texte în general, dar în social media totuși sunt careva reguli de a capta atenția. Și desigur, eu consider că fotografia, pentru că noi toți suntem vizuali și social media e atât de vizuală în ultimul timp, este foarte important să investești în abilitățile tale și într-o cameră foto bună. Deci, consider astea două, sunt foarte importante. Și cumva să educăm prin ceea ce facem, să educăm persoanele care ne urmăresc, asta este cel mai important până la urmă. Nu trebuie să aducem negativul, pentru că el pe noi ne urmărește zi de zi. Trebuie să aducem tot ce e mai frumos și ce este mai educativ. Svetlana a menționat despre faptul că acolo în România blogerii obișnuiesc să se întâlnească, să-și împărtășească cumva tehnicile pe care le folosesc. Asemenea evenimente se organizează și în Republica Moldova? Ce ține de food blog, la noi în Moldova sunt puține și persoanele care le cunosc, ei combină blogging-ul cu jobul lor personal, așa că nimeni nu are timp, din păcate, dar eu sper pe parcurs să avem și noi o comunitate mai mare, să ne inspirăm unul de la altul și să facem meeting-uri, de ce nu. Sunt așteptate acest gen de comunicare între blogeri, Natalia? Eu consider da, pentru că în domeniul maternității, într-adevăr, în ultimul timp au apărut mai mulți. Există încă așa o preconcepție, un sentiment la noi în țară, că totuși blogerii se consideră concurenți între ei, ceea ce este foarte greșit, pentru că eu când m-am inițiat în asta și de la americani, acolo întotdeauna se spunea, deci, nu știu, e ca un motto, da? Deci noi, blogerii, nu trebuie să fim concurenți între noi, ci să ne susținem și să ne ajutăm reciproc. Dar la noi deja, probabil că este o conexiune, nu știu, cu Valeria, de exemplu, noi deodată ne-am și virtual ne-am conectat și, nu știu, consider, eu personal, cel puțin, am aflat de anumite tentative între blogerii în nișa mea să se întâlnească. Știu că se mai organizează unele, dar abia a început. Personal, eu chiar mi-ar plăcea, deci, să organizez asta cu mamele blogeri, pentru că avem de învățat una de alta și, în primul rând, este foarte important, într-adevăr, să stabilim careva reguli, da? Deci să nu fie cartel, dar cel puțin careva reguli, cum ar fi corect să se lucreze cu brandurile, pentru că fiecare are de câștigat din asta. Pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, în concluzie, v-aș ruga să ne oferiți un gând celor care vă ascultă și care ar dori să vă urmeze exemplu. Eu vreau să spun că niciodată nu trebuie să se oprească persoanele care vreau să facă un blog și indiferent de greutăți, indiferent de ce așteaptă, la sigur sunt greutăți, niciodată nu trebuie să se oprească, să meargă mai departe, pentru că până la urmă ceea ce creăm noi este un fruct care se sădește dintr-o semință și copacul crește și apoi fructele apar. Mulțumim, Natalia! În general, este un domeniu care trebuie încercat, pentru că nu ai multe de pierdut până la urmă. Investiția nu este atât de mare, poți să găsești și căi destul de ieftine și unele gratuite, dar chestia asta trebuie încercată. În general, chiar îndemn adolescenței să-și, de exemplu, am o prietenă care e la București să face studii, la fel îi zic, uite, persoanelor foarte este interesant, uite, poate vrea să meargă la București să studieze și o sursă de asta de încredere. Da, deci asta e într-adevăr. Deci poți să găsești despre orice să scrii și chiar e greu, dar este foarte plăcut. Ana, cum putem găsi un blog calitativ și interesant ca internaut? Eu aș spune că este foarte important pentru fiecare internaut să aleagă ce privește, ce citește și să atragă atenția la asta, pentru că astfel ne dezvoltăm și creștem spiritual și intelectual. Vă mulțumim mult pentru participarea în această emisiune. Doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. Mâine la aceeași oră vă dă întâlnire colega mea, Doina Salcuțan. La revedere!